Gigi Mulțescu este îngrijorat de fluctuațiile din joc, dar și de cele de timp. De când a venit la Ploiești, echipa n-a făcut un meci bun toate cele 90 de minute. Dacă petroliștii jucau bine prima repriză, a doua era mai slabă sau invers. Antrenorul pune această situație pe seama relaxării. El acuză și programarea meciurilor. După Sibiu, pauză de 8 zile până la meciul cu CS Mioveni, iar după acesta doar 2 până la partida din Ghencea. Preferam să jucăm duminică și să am și eu același număr de zile de odihnă până la meciul cu Steaua. Aici am avut 8 zile și acolo am decât 2. Nu e în regulă. Nu e în regulă dacă Petrolul se va împiedica de Mioveni, iar Mulțescu avertizează că va fi mai greu decât în alte jocuri. N-au ce pierde. E cel mai greu meci. E mai greu decât cu Dinamo. Petrolul Mioveni se va disputa luni seară pe stadionul Ilie Oana. Peste 190 de jandarmi de la Brigada Mobilă Matei Basarab vor asigura ordinea la meci.